Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față vom asambla un kit cu redresarea și filtrarea curentului alternativ. Acest PCB, cablaj, a fost proiectat în programul EasyEDA. Bineînțeles că am desenat schema foarte simplă, banală, iar apoi am proiectat PCB-ul, tot în EasyEDA, bineînțeles. Pe spate am lăsat cuprul descoperit, așa că cei de la JCPCB au cositorit zona din cupru, asta pentru a ține un curent mai mare. Dar oricum chiar nu era nevoie, dar am zis dacă e gratis, de ce nu? Și pe spate am pus linkul către canalul meu de YouTube. Am scris jos redresarea filtrarea din alternativ în continuu, maxim 10A, 4 condensatoare de 4700 fiecare de microfarazi. Asta ar fi în total aproximativ 18800, aproape de 19000 de microfarazi. Știu că sunt mulți care vor spune despre aceste condensatoare de la Gemicon că nu sunt mare lucru. Eu spun că sunt acceptabili. Bineînțeles că nu se compară cu cei de la Panasonic, Nikon și așa mai departe, dar sunt acceptabili, e ok. Ca să vă demonstrez cât de cât, atât cât se poate, bineînțeles că nu au fost utilizați, sunt descărcați, o să măsor cu acest multitester pentru a vedea capacitatea și rezistența internă echivalentă. Da? Aproape de 4700, un SR de 0,04 ohmi. Hai să-i măsurăm și pe ceilalți. Asta e al doilea. La fel, 0,05 și o să are puțin peste 4700. Al treilea. Acesta la fel, are 0,04, aproape de 4700. Și al patrulea. Aproape de 4700. Condensatorii sunt în regulă. Prima dată vom lipi rezistorul de 12 kΩ pentru limitarea curentului acelui LED, adică acest LED roșu. Îl vom pune aici. Să lipim și conectorii bloc, unul aici, iar celălalt aici. Urmează lipirea suportului siguranței fuzibile în zona asta. Urmează condensatoarele electrolitice. O să montăm puntea redresoare pe acest radiator, dar înainte o să ștergem puțin cu alcool izopropilic și pe spatele punții redresoare. Să punem puțină pastă termoconductoare. Văd că asta o am destul de veche, trebuie neapărat să o schimb.
Să punem puntea redresoare cu radiatorul aici. Să lipim și puntea redresoare. Iar acum să curățăm puțin cu alcool izopropilic. În sfârșit, kitul a fost asamblat. Așa arată. Și spatele. Voi pune o siguranță fuzibilă de 6,3 amperi, deocamdată, aici. Iar pentru a testa kitul, vom folosi acest transformator. Acest transformator are intrare de 230 V și ieșirea de 28 V, puterea de 250 V-A. Conductoarele negre reprezintă primarul și secundarul conductoarele roșii. Eu o să înlătur acești papuci și o să pun conectorii de față. Să lipim conectorul de acest conductor. Și celălalt conductor aici. Am pregătit deja transformatorul. Să atașăm de kitul de redresare filtrare. Și să-i dăm drumul. Pornim transformatorul. Kitul este alimentat. Avem pe intrare aproximativ 30,8 V, iar pe ieșire aproape 42 de V. Să atașăm aceste conductoare. Deoarece vom pune acest electronic loader. Pornim transformatorul. Iar acum să testăm acest kit în sarcină. Da, probabil transformatorul în sarcină scade. Deci acea tensiune probabil este în gol. Stați să și verific. Da, problema e că nu vedeți. Să mutăm mai în față. Da, vedeți în partea de jos și să verific tensiunea de la intrare. Deci avem 30,8. Acum avem 30. Hai să mărim mai mult. Radiatorul a început să încălzească al punții redresoare. Ceea ce e și normal, dar nu o să pot să cresc foarte mult, deoarece am limită de 150 W pe acest electronic loader. Da, depășim limita respectivă de 150 W. Tragem aproape de aproximativ 4 A. Am așezat osciloscopul pentru a vedea ripple-ul. Să pornim electronic loader-ul. Îmi pare rău că e așezat într-o parte, dar n-am avut loc.
Am încercat și eu fel de variante și asta e cam singura. Ok, să pornim electronic loader-ul. La 3 amperi. Mai mult nu pot, pentru că asta este limita electronic loader-ului meu. Aproape de 4 amperi. Da, cam acesta este ripple-ul. E normal. Dar oricum, ținând cont că o să-l pun în această sursă de laborator, e perfect. Încă un lucru așa la final, vreau să vă spun că de ceva timp am primit e-mail de la JLCPCB, de unde fac eu aceste cablaje. Și mi s-a spus ca să promovez site-ul lor. Mă rog, e normal, ținând cont că am început să cresc. Așa că încă sunt indecis. Eu bineînțeles că o să fac reclamă așa de plăcere acum, inițial. Mi s-a spus că o să-mi dea niște cupoane de discount pentru viitoare cablaje, în caz de vreau să mai fac. Însă, oricum e destul de ieftin. Motivul pentru care am ales JLCPCB este că de fiecare dată când faci comandă la un cablaj, te costă 2 euro și ceva. Ceea ce e, consider că e foarte bine. Cu tot cu transport aproximativ 4 euro. Așa că 4 cablaje din acestea la 4 euro, eu zic că e chiar foarte bine. Dar trebuie să ții cont că trebuie să te limitezi la 100 de milimetri pe 100 de milimetri pentru a avea acel preț foarte bun. Așa că, da, chiar vă recomand JLCPCB. Mai sunt și altele, dar mie mi se pare cam cel mai ieftin. Cam aici să termin acest clip. Montajul de față va fi folosit pentru îmbunătățirea sursei mele de laborator, probabil în alte clipuri. Asta nu așa curând. Dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!